de poezii română religioasă, care a apărut la Albatros și care a fost preluată de editura Minerva în Biblioteca Petru Cloț în două volume. Încă mai exista editura Minerva pe vremea aia. Am și citit-o, dar asta e vâlceană. Da, e vâlceană. Sigur că eu n-am avut la dispoziție textele poeților Vâlcen, dacă aveam, fără îndoială că îi introduceam în sumarul volumului. Și am mers, antologia mea începea firesc cu Dosoftei și o încheiam cu Daniel Turcea, din generațiile mai noi. N-am avut nici textele lui Felix Sima, nici ale domnului Mircescu și nici ale altora de aici, că dacă le-aș fi avut, fără îndoială le foloseam și da? Îmi făceau și mie bine la volume. Se întâmplă niște lucruri ciudate. Zona asta dumneavoastră este prin excelență poetică, este prin excelență o zonă de inspirație literară, aș zice în primul rând inspirație poetică și poate după aceea și inspirație în proză, în teatru și în toate celelalte genuri. Astăzi, în mica busculadă care s-a produs acolo la Consiliul Județean după ce s-a încheiat festivitatea de premiere, a venit la mine domnul Vasian Mircescu și mi-a dat cartea. Evident că m-am bucurat. Eu primesc multe cărți la multă lume și mă interesează foarte tare fenomenul literar, mișcarea literară din orice zonă a țării ar fi. Și e o mișcare foarte serioasă. Acum, ce se întâmplă? Domnul Roșu, ca și Nenea Barbu, aș mai zice ca și Mihai Stan de la Târgoviște sau ca academicianul Gheorghe Păun, prietenul nostru, domnul Roșu este un tip cu o anume carismă, o carismă editorială și cu răsfrângeri foarte, foarte largi. Domnia sa nu are prejudecăți. Publică poeții din orice zonă ar veni și până la urmă tot istoria literară și timpul sunt cele care vor decide cine rămâne și cine nu rămâne. Din acest punct de vedere, domnul Roșu merită toată prețuirea noastră și cred că face un act cultural de care așa de important încât cred că nici domnia sa nu-și dă seama cât de important e actul ăsta cultural pe care îl face. Lansările din toate zonele țării, cu preponderență în București, Cenacul pe care îl ține, revista Arena Literară, editura și toate celelalte, dau dimensiunile unui om cu viziune culturală, aș zice, și enciclopedică. Asta este minunat și de câte ori am ocazie o subliniez și nu o fac cu interes, pentru că vreau să vă spun că eu n-am publicat și nici nu știu dacă voi publica vreodată la editura Beta. Nu pentru că nu mi-ar plăcea, mi-ar plăcea, dar sunt alte edituri unde, să zic așa, nu, toate sunt apropiate, dar sunt alte edituri unde, să zic așa, am stat în vechi de serviciu și cum pot eu să părăsesc editura Naves Cons, care mi-a scos vreo 7 cărți sau alte edituri, secolul și altele. Așa încât o să vină și ziua când o să public la Beta, că e inevitabil, nu pot eu să vă rup pe acest grup minunat, chiar dacă nu sunt întotdeauna la toate lansările și la toate evenimentele culturale. Atât despre domnul Roșu, felicitările și dragostea mea. Acum venim la domnul Vasian Mircescu, așa în fugă, mă rog, când mi-a permis timpul aici pe sală, i-am parcurs cartea. Cine se așteaptă ca în această carte frumoasă și ca prezentare grafică, frumoasă ca obiect editorial, cine se așteaptă să găsească o unitate de idei sau, eu știu, o concepție unitară, se înșeală, va fi dezamăgit. Pentru că domnul Mircescu are aici mai multe căi pe care navighează și zic eu că navighează cu succes și mai ales cu niște promisiuni de viitor extraordinare. Deci o să fie poezie religioasă, e adevărat. În principal. Dar aceste poezii religioase alternează și cu alte poezii de natură, cu alte poezii de introspecție
intimă, personală, și toate la un loc formează un spectru care ne dau ideea unui suflet frumos, a unui poet care se respectă pe sine și, dincolo de orice, respectă ceea ce ar trebui să respecte orice autor de poezie. O mare sinceritate. O sinceritate pentru care merită cu totul lauda noastră. Răsuiam în fug așa și când am văzut că una din poezii are drept motto un citat din Mircea Eliade, am zis, domnule, gata, s-a făcut joncțiunea, s-a făcut tangența mea spirituală cu domnul Mircescu, pentru că eu, ca și mulți dintre dumneavoastră, am o mare slăbiciune și pasiune pentru Mircea Eliade și l-am publicat și în revistă la mine. Acum, începând de luna asta, dau drumul la o carte, care e o carte interviu cu Mircea Eliade, în care el explică totul. De la familie, de ce îl cheamă Eliade, că de fapt pe familia lui, pe tatăl lui, îl chema Ieremia. Și atunci se spune cu umor așa Eliade, zice, cum să-mi spune eu Ieremia, că toată lumea știe că Ieremia dă cu oișca în gard. Zice, tata zice, a ales pseudonimul Eliade, de la Eliade Rădulescu, pe care îl citea, îi plăcea și, mă rog, era o personalitate de în mare vogă la data când s-a născut Mircea Eliade. Că pe urmă și Eliade și Eliade Rădulescu și alții au intrat, alți mari autori români, au intrat într-un cont de umbră, e o altă discuție și e o altă tristețe a culturii noastre naționale. Domnul Vasian Mircescu are simțul metaforii, are simțul naturii și la un moment dat ne dă chiar într-un mic poem, l-am notat eu aici, zice așa, de nepătruns e raiul din gândurile mele, sclav al speranțelor care nici când nu vor pieri, e locul căutat de aici spre dincolo de stele, pe care înălțându-mă cu ajutor de sus le voi găsi. Dincolo de o anume, eu știu, șchiopătare a versului, este de remarcat faptul că eul poetic este pus în raport direct cu natura, cu cosmosul. Adică autorul își pune întrebări, caută să-și răspundă la ele, de cele mai multe ori nu reușește, dar frământarea asta dă măsura talentului și dă măsura căutărilor literare și nu numai literare ale domnului Vasian Mircescu. Sigur că luat la amănunt, poate că în unele puncte este vulnerabil, dar vulnerabilitatea asta este cumva contrabalansată de niște versuri, de niște metafore, de niște poeme foarte frumoase. Ele, deocamdată, în această carte, sunt risipite, sunt ca niște flori sălbatice minunate pe un câmp, care au crescut cu ajutorul lui Dumnezeu, au crescut pe unii s-a nimerit, unele pe șanț, altele pe ogor, altele în diverse locuri. Ei bine, eu cred că aceste flori care apar, metafora e destul de comună și îmi cer scuze pentru ea, aceste flori, cred că în viitoarele volume, la domnul Vasian Mircescu, se vor regăsi într-un buchet minunat, într-un buchet care să dea seama de posibilitățile, de simțirile, de frământările, de gândurile și de aspirațiile poetului. Ca de fiecare dată, când primesc sau am în mână o carte de versuri, mă bucur pentru autorul care a scris-o, pentru că o carte în vremurile astea de analfabetizare, aș zice, prin televizor și prin alte mijloace, orice carte este cumva o victorie asupra inculturii, asupra ignoranței și este o mică lumină de speranță că țara asta și poporul ăsta și oamenii de aici nu vor muri câtă vreme se scrie literatură de toate tipurile, inclusiv literatura pe care o practică, zic eu, cu succes și mai ales cu mari speranțe și domnul Vasian Mircescu. Îl felicit! Mulțumesc foarte mult, dar după cum v-ați dat seama, noi practic am făcut mai multe lansări. Am relansat și Isus, nu?
ce ne dezvoltăm. Acum o să rog pe domnul Nelu Barbu ca să spună. Aici noi avem mai multe cărți pe afiș, probabil, a sesizat. Poarta iadului, un SF. Iubiri cu cearcăne. Dragoste, iubire la, cam, la vârsta noastră. Ce înseamnă dragostea și iubirea la vârsta noastră, așa, la peste cât? Hai să zicem 50 de ani, ca să nu se supere voi. Deci va spune o frază despre poarta iadului. No, domnul, eu îl blochez. Îl blochez. Poarta iadului, o frază? Așa. Domnul Vasian Mircescu, trei fraze. Poarta iadului, o frază. Două fraze, iubirile cu cearcăne. Și patru fraze la parsă. Le-am citit pe toate. Așa. Ce se întâmplă? Nu, vorbesc și eu. Să concurez cu domnul Mihai. Spuneți din spate dacă nu se aude. Se aude. Vorbesc așa. Ce se întâmplă? Cred că ne apropiem de 50 de ani de când ne cunoaștem, pentru că domnul Vasi, precum și primarul de la Călimănești, domnul Constantinescu, au plecat de la Băbeni. Și Băbeniu, ei au plecat de acolo, dânsul a fost inginer șef de fermă la Băbeni cu mulți ani în urmă. Dacă de la Revoluția au trecut numai 30, câți ați stat dumneavoastră la noi? Dacă se sizați, din punct de vedere, își iubește țara. Da. Da. Țara Loviștei și Băbenare, își iubesc Băbeniu, nu? Da, dar facem parte din acest prodig getic care intră în țara Loviștei. Da. În ceea ce privește acest volum, dumneavoastră ați văzut câți poeți, începând cu Eminescu, au scris poezie religioasă. În mod special rugăciune, odă, imn. Eu m-aș referi la două lucruri. Din câte l-am perceput eu pe Vasian Mircescu, el este cel mai demn continuator al lui Octavian Goga și Octavian Goga la rândul lui a continuat și el pe Iosif și pe Coșbuc și al lui Arghezi. În ceea ce privește poezia imnică, rugăciunea. Să vă amintiți de rugăciunea lui Octavian Goga, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră de aici, cred că ați făcut-o în școală când se făcea aia pe timp. Din punctul meu de vedere, și aici pare că mă aseamăn cu domnul Aureliu Goci, care a prefațat unul dintre criticii, mari critici actuali în literatura contemporană, dânsul este un neotradiționalist în sensul direcției gândirii odată care apărea la Cluj, dar scrie poezie modernă în sensul lui Arghezi. Mi-a plăcut în mod deosebit că foarte multe poezii se termină cu semnul întrebării. Mi-aduc, îmi vine în minte acum ad hoc poezia De ce aș fi trist, de Tudor Arghezi. De ce aș fi trist? Are mult, are copii și așa mai... Și totuși, zice Arghezi. Așa se încheie o parte din poeziile lui, lăsând libertate cititorului să reflecteze și el și să continue mai departe aceste reflecții ale poetului. Pentru că dânsul, mi-a plăcut aici, că scrie o poezie... are o poezie interiorizată și poezia interiorizată este o poezie mare. Nu este o poezie gen flajnetă și așa mai departe. Iată, am să citesc aici o meditație, o rugăciune, un ghim, lamentație cu trei puncte de suspensie. Mi-ai fracturat din suflet o clipă cât o oră și din nefericire ea n-a rămas stingheră. Duhule, mi-ai tâlhărit răpindu-mi sistematic ce-a fost frumos, înălțător și carismatic. M-ai stingherit temeinic prin erele deșarte, sfidându-mi libertatea la care aveam parte. M-ai tras prin suflet un supus mereu în jos și fără milă mi-ai răpit tot ce-am avut frumos. Dar Dumnezeu pe toate le chivernisește,
căci după suflete și fapte fiecăruia plătește, te întreb în slava Lui, chiar dacă ar da cu banul, cine ar fi izbăvit, supusul ori tiranul? Iată, ceea ce am spus, mulțumesc! Vreți? Nu mai aveți timp să dați la teatru, domnul. Atât ne-ați dat, domnul Vasi, dar atât aș vrea să spun că pentru noi vâlceni este o binecuvântare că Cenacul Arene Literare și conducerea și revista și toate s-au deplasat pentru noi vâlcenii, s-a creat această conexiune. Mă simt și eu obligat că fac parte din colectivul dânșilor să le mulțumim, așa cum mulțumim și Bibliotecii Județene, care e foarte receptivă și a fost la înălțime și astăzi. Domnișoara ne poate spune, sau dacă aveți ceva de spus din partea bibliotecii, chiar v-aș ruga. Uitați ce am zis pe acest număr, pe ianuarie, martie, al revistei Arena Literară. Pe lângă urarea de la mulți ani, aducem sincerele noastre mulțumiri și aprecieri conducerii Muzeului Național Literaturii Române, Casei de Cultură Friedrich Schiller București, Casei de Cultură Eminescu Fost Calderon, Bibliotecilor Județene, Antim Ivireanu, de la Râmnicu Vâlcea, Dinicu Golescu de la Pitești, Bibliotecii Orășenesc Baconschi de la Călimănești, pentru sprijinul acordat în desfășurarea activităților de promovare a cărții. Așa că, încă o dată, vă rog să știe domnul Remus Grigorescu că îi mulțumim, dar îi mai transmiteți dumneavoastră o dată, poate când aveți o ședință. Am lăsat și revista ca să da. Vedeți. Ia ziceți ceva și despre fața. Hai, toate cărțile pe care mi le-ați dat. Am aici trei cărți de proză. Domnul Barbu e foarte conștiincios. Dacă îi dau 5 cărți să le citească până mâine, le citește, să știți, și vorbește despre ele. Stimați colegi, dacă mi-a spus că o singură propoziție sau o frază, aș vrea să vă spun că o scriitoare, Olga Menai, vă rog să rețineți, a publicat o carte, dânsa este și filolog, are mai multe cărți, dar această carte... E o tânără din județul Constanța. Tânără, foarte tânără, Poarta Iadului se numește. Cartea aceasta, romanul acesta, abordează o temă, și anume, tema fantasticului. Dumneavoastră știți că de la sărmanul Dionis al lui Mihai Eminescu, întemeitorul prozei fantastice și filozofice în literatura noastră, până la Mircea Eliade, tema aceasta a fantasticului, a supranaturalului și a conexiunii dintre real și fantastic, după cum ați văzut și filmele, după cărțile lui Mircea Eliade, conexiunile acestea se întrepătrund, dânsa prezintă această... în această carte. Este foarte, foarte interesant. Am parcurs-o. Așa. Din păcate s-a epuizat tot tirajul. Da. O altă carte, eu mă bucur că le am, o altă carte pe care mi-a oferit-o, Traian Cosma, care este un eminent profesor, ca să fac acordul corect, coleg de-al nostru din Moldova, de acolo de unde s-a născut Creangă, unul dintre cei mai urmați sau continuatori ai lui Creangă în ceea ce privește umorul sau farmecul paremiologiei, oralitatea stilului, a scos această carte Iubiri cu ciarcăne. Iubirile cu ciarcăne sunt iubirile la vârsta noastră. Vârsta a treia. Foarte, aici sunt niște momente, niște schițe. Să știți care și dragostea cu clăbuci înăuntru. Da, niște mici povestiri, niște panseuri și nu iartă dânsul absolut nimic. Pe ce idee merge? Merge pe ideea aceea lui Caragiale și anume că, așa cum spunea Cehov, în această trecere a noastră meteorică, ca să spunem așa, nu filozofăm toată ziua. 90% noi desfășurăm această trecere prin viața aceasta care e, complăcându-ne în banalitate. Nu spunem lucruri interesante, înțelepte și așa mai departe, nu creiem la tot pasul. Adică
avem acel zbor jos, așa cum l-a conceput Nicolae Velea și dumneavoastră aveți concursul Nicolae Velea, zborul jos, adică omul care nu are zborul acela intergalactic al lui Hiperion din Luceafărul Eminescu, se complace în ideea aceea, adică întreține mediocritatea, precum Lache și Mache din proza, din schițele lui Caragiale. Doi oameni ca lumea se duc la servici, vin și așa mai departe, aduc ceva, după aceea dau pe la cârciumă, discută banalități, aduc și ceva, câte un buchet de flori soțiilor și cu asta ei consideră că acesta este zborul lor. Aceasta este cartea. Nu există sector, nu există moment din viața omului, naștere, nuntă, moarte, am aici copilul care se naște, omul matur, să vedeți dumneavoastră, apoi omul acesta de vârsta noastră și în sfârșit omul celălalt care trece în... Din asta mai am câteva exemplare, să știți, da. Câteva. Acestea sunt cele două cărți, altceva ce mai cere, să prezint? Treceți la farsa ca să faceți și trecerea. Eu, dacă, cât îmi permiteți la farsa? 5 minute. 5 minute, domnilor, la Muzeul Literaturii Române, uite, am găsit aici ceva, cred că asta ar fi mai interesant. Eu mi-am găsit aici în carnețelul acesta, am scris ceva. Doamna a pornit de la teatru. A dat teatru la vârsta la care Iisus, dumneavoastră știți, a fost răstignit. Dânsa la vârsta aceea de 33 de ani a debutat cu teatru. Și a publicat până acum vreo 4 volume de teatru. Da? Da, și 4 piese jucate. 4 piese jucate, 8 volume de povestiri și novele, 22 de romane, 24. Asta. Eu știam de 22. Ce cu asta? În sfârșit, critică și istorie literară, un critic avizat, după părerea mea, da, și este. Și atunci când i s-a dat dânsei premiu la Muzeul Literaturilor pentru opera Omnia, am rostit și eu câteva cuvinte, sunt scurte. Vă spun de aceea că a pornit de la teatru și acesta este un roman care transfigurează lumea artiștilor. Este o lume necunoscută, lumea aceasta, a artiștilor pentru noi, oamenii de rând. Nu știm ce se întâmplă. Dânsa, trăind în mijlocul lor și a pornit și de la romanul polițist și așa mai departe, are totuși, ne dezvăluie toate aceste lucruri în această carte. Dar iată ce spuneam atunci. S-a numit acel scurt cuvânt, foarte scurt, un minut, cred că și ceva, mireasma literaturii. Mireasma literaturii. E vorba de o fantezie dramatică pe care... Este o ultimă, adică cea mai recentă piesă de teatru a dânsei, mă referam la ea, pentru că dânsa este întemeitoarea teatrului bio. Așa cum maestru Moțoc este întemeitorul teatrului considerat imaginativ la noi, dânsa este întemeitorul teatrului bio. Iată ce spuneam. E o bucurie pentru momentul de meditație să deschizi o carte, fie de proză, fie de teatru, de poezie, de critică literară sau de eseistică, un real câștig privind desăvârșirea omului prin inteligență și bunătate, iubire și zbor. Ce fericire! În opera sa, fantezia literară este reprezentativă. Te îmbogățești în cele etice și estetice. Trăsăturile pânzelor sale epice și dramatice reprezintă universul uman, tipologiile personajelor coborând până la genom. Totul stă sub semnul melpomenei, chiar și transfigurarea străvechiului mit al androginului. Doamna Eliza Roha nu poate fi depășită și nici limitată. La cumpăna mileniilor, al doilea și al treilea, adică, după părerea mea, la această răscruce a civilizațiilor în ceea ce privește lumea aceasta a noastră literară, a plecarea sa creatoare continuă firul miresmei
Cetinei de Brad. Puțin scriitori contemporani au reușit acest un raptus între epocile literare, așa cum face dânsa aici. Acum despre romanul acesta, eu am multe, mi-am notat multe, dar aș vrea să vă spun câteva. Dom'le, e un roman saga, este un roman de dragoste, un roman politic, un roman de înțelepciune istorică, adică și un roman istoric, un roman analitic, un eseu în stilul, un eseu, dar exhaustiv în stilul acelei capodopere pseudo-Chinigheticos de Alexandru Odobescu, pentru că face o incursiune în tot, în întreg universul uman, nu numai de la noi, dar și din istoria omenirii, din universul artelor și așa mai departe. Este și un roman retrospectiv, este un roman care Dânsa este una dintre cele mai bune prozatoare contemporane care continuă acea proză subiectivă din patul lui Procus al lui Camil Petrescu, adică trece și de la una la alta și abordând o temă face și anumite digresiuni pentru ca cititorul, dacă vrea să meargă cu citirea, să urmărească acțiunea sau poate să mai urmărească și altceva, să se îmbogățească. Deci romanul acesta de tip, foarte multe teme. Universul acesta al romanului, aș vrea câteva lucruri care sunt de actualitate. De pildă, romanul prezintă o temă foarte interesantă, începând cu primul război mondial și, în mod special, după al doilea război mondial. Ne spune dânsa acolo că imperialismul n-a dispărut, s-a transformat, a luat forma monopolurilor interstatale, pe care le știm prezentate astăzi pe toate emisiunile de la televiziune. Abordează tema Holocaustului, care totuși, orice rău a fost spre bine, că dacă n-ar fi existat Holocaustul, nu s-ar fi creat statul Israel. Apoi abordează o altă problemă, gulagul siberian. Românii au căzut, zice dânsa, citez la mijloc, drumul către Siberia devenind un osoar românesc, fără cruci, drepturi și recunoașteri. Foarte interesant. Apoi viziunea prolecultistă, foarte frumos și subtil este prezentată, acea luptă de clasă pe care cu toții o știm sau poate care am trăit-o. În sfârșit trece și la noua orânduire, care nu e altceva, după părerea din carte de acolo, a unor personaje, bineînțeles că vorbește din personaje, decât o paria care a promovat și încă promovează sus, cum spunea colegul nostru Dobrinescu, cei care nu reușesc să ia nu știu ce ajung în Parlament, iar cei care sunt înțelepți și genii se duc în străinătate. Adică orânduirea aceasta, noua orânduire, a promovat niște, așa zise, personalități, între ghinimele, niște nei ca nimeni, care n-au... Și aici mi-a plăcut în mod deosebit, pentru că romanul merge foarte mult pe portret și descrierea cam tot pe acolo. E, nu numai descrierea, nu numai acțiunea, dar și portretul. Portretul acesta al politrucului cultural, pe care l-am cunoscut până în 89, că dumneavoastră știți, trebuia să mergem la Tartore. Fără aprobarea tătucului Tartorilor, nu trecea absolut...